Curtea Constituțională a României a declarat astăzi neconstituționale peste 60 de articole din legea care modifică Codul de procedură penală, aprobată recent de Parlament. În urma acestei decizii, legea se va întoarce în legislativ pentru punerea ei în acord cu dispoziția CCR. Președintele României, în alta Curte de casație și justiție, dar și PNL și USR, au sesizat instanța constituțională și au cerut să respingă peste 100 de articole din legea care modifică procedura penală. CCR a decis tot astăzi că alte 30 de articole contestate sunt constituționale și în consecință nu vor mai trebui corectate de Parlament. Decizia curții a fost luată cu unanimitate de voturi. Proiectul de lege privind codul de procedură penală a fost aprobat de Parlament în luna iunie prin votul majorității PSD, ALDE și UDMR.